Am grijă. Sunteți gata? Da. Dragi cetățeni, stimată presă, venim cu expunerea poziției fracțiunii și Partidului Platforma Demnitatea și Adevăr vis-a-vis de ședința de azi a Parlamentului, care nu are loc. Noi nu participăm în această ședință într-un semn de protest la uzurparea puterii de către guvernul Chicu Dodon, dat fiind faptul, considerăm că această asumare de răspundere nu este altceva decât un abuz executiv, o încălcare a Constituției și sub acest aspect întrebarea noastră cea mai importantă către domnul Chicu. Dumneavoastră, cine sunteți, domnul Chicu? Iată, noi aici suntem fracțiunea, deputații, de bine, de rău, așa cum au fost alegerile, dar am fost aleși de sute de mii de oameni. Pentru fiecare din noi în circumscripție care stăm aici și pentru colegii noștri, au votat de la 9 până la 12.000 de oameni. Cine este Ion Chicu ca să-și atribuie funcția legislativă, să decide de unul singur despre proiectele de legi pentru care eu își asumă responsabilitatea. El este un cinovnic, docela lui Dodon, un om care a stat toată perioada, toată cariera lui în umbră cuiva, fie Plohatniuc, fie Dodon. Ce drept are un guvern care nici nu are majoritatea la moment să-și asume angajamentele pentru proiectele foarte importante în situația în care avem un parlament cu funcțional, un parlament cu deputații care de regulă votează 70-80% din toate proiectele de legi aproape unanim, în situația în care niciun deputat din cel puțin din opoziție n-am auzit să vorbească că nu susțin majorarea salariilor pentru medici, că nu vor să participe la rectificarea procesului bugetar, n-am auzit nimic. Care e problema? Care este problema să nu vină guvernul în Parlament? Dar poate noi în Parlament găsim modalitățile mai bune pentru a soluționa aceste probleme. Dar poate nu de la 1 septembrie vom majora salariile medicilor. Cei de o platformă au propus încă în aprilie mecanismul și amendamentele reale cu bani. Nu atunci, la 1 octombrie, să primească medicii înainte, cu o lună înainte de campanie electorală, salariile. Dar de la 1 iulie poate găsim soluție. Sau de la 1 august. Despre indemnizațiile pensionarilor, în genere nu este scris când vor fi alocate sursele. Și atunci apare întrebarea firească, care am pus și cu nedumerire am ascultat pe colegii, unii colegi din Parlament, care spun că așa e situația, că e urgență, că trebuie cât mai repede de alocat bani pentru medici, pentru pensionari. Repet încă o dată, alocarea se face de la 1 septembrie pentru medici și nu se știe de când pentru pensionari. Cu 3 zile înainte de alegeri, probabil, au de gând. De unde această grabă? Nu există nici un motiv plauzibil, juridic, politic, dacă doriți, să nu vină guvernul cu acest proiect în Parlament. Iată de ce. Noi cerem ca această asumare să fie anulată, sperăm că, iată, ea, juridic vedem că ea pică și atunci, în mod constituțional, în mod reglementar, guvernul să vină la Parlament să discutăm aceste proiecte de legi în regim de urgență, în câteva zile, suntem, nu avem nicio problemă, dar reglementar. Ceea ce face acum guvernul lui Dodon este discreditarea parlamentarismului. Este un atac în adresa Parlamentului, în adresa legislativului. Toate aceste procesele turbulente, politice, au fost, sunt și vor fi. Dar rolul Parlamentului într-o republică parlamentară trebuie să fie la nivelul corespunzător. Și niciun cinovnic
nu are dreptul, repet încă o dată, să impună deputaților regulile de joc. Parlamentul impune regulile de joc. Parlamentul controlează guvernul. Controlul parlamentar este una din cele mai importante funcții. Și platforma, da, azi, ne participând la ședință, apără parlamentarismul, apără Constituția, apără legislația contra gruparea tot mai criminală care încearcă să uzurpeze puterea. Și când se încearcă, noi vedem că s-a încercat deja manipularea, că noi n-am venit deoarece vine procurorul, nu este ridicol, mai mult decât ridicol, este penibil. Noi cei care din august 2019 strigăm în gura mare că așteptăm procurorul după mai mulți deputați care sunt vizați în mai multe dosare de rezonanță, să vedem acest lucru. Este o trișare, o manipulare și noi încă o dată vrem să anunțăm pe tot cetățenii poate care nu cunosc procedura că dacă vine procurorul, conform regulamentului, trebuie să fie convocată biroul permanent și să fie anunțată altă ședință specială pe problema ridicării imunităților, la care noi cu siguranță vom asista. Nici o problemă. Noi chiar dorim cât mai repede să vină procurorul. Asta a fost primul mesaj. Și al doilea mesaj, care va fi dezvoltat și de colegii mei, probabil, al doilea mesaj, în circumstanțele în care tot mai mult Republica Moldova se duce, se derapează, este aruncată în zona gri, în hell, în toate circumstanțele, în evenimentele care s-au întâmplat și ieri, și alaltă ieri, și azi, cei de la platformă, da, care au venit o lună, jumătate în urmă, cu oferta tranșantă, franca, și au fost unicul partid care și-a asumat guvernarea, reiterează, dar deja cu insistența, nu știu, care gradul acestei insistențe este unul mare. Chemăm deputații la consultări pentru a demite acest guvern uzurpator și instituirea altui executiv pro-european anticriză. Guvernul care va stopa derapajul Republicii Moldova, transformarea statului într-o republică parlamentară, dar ieri cu presosință noi toți am văzut cum se va desfășura campania electorală. Fie prezidențială, fie parlamentară, nu contează. Cu lux de amănunte, un pahan Igor Dodon ieri a demonstrat la întreaga țară cum va gestiona staful lui electoral și poliția lui chestiunea ce ține de alegerile prezidențiale și parlamentare. Iată de ce. Facem un apel, în primul rând, către colegii noștri de la PAS și Partidul Democrat, chiar azi să ne așezăm, să discutăm modalitatea demiterii acestui guvern și instituirea unui cabinet de miniștri care va gestiona mai bine, mult mai bine, pandemia, criza economică și va organiza alegerile prezidențiale și parlamentare. Suntem gata azi să discutăm. Dar întâi de întrebări să vorbească și colegii mei. Igor. Stimați colegi, este important să ne precizăm poziția noastră față de ceea ce se întâmplă în sala de ședință astăzi, iar în sala de ședință nu are loc decât un tertip de a schimba agenda atunci când guvernul trebuie să plătească pentru eșecurile, pentru lipsa de principii, pentru lipsa de competență la organizarea politicilor de stat în domeniul sănătății, în domeniul politicilor economice, în domeniul educației. Acest guvern vine cu asumare de răspundere, încercând din nou să treșeze încrederea Parlamentului. Dumneavoastră știți foarte bine cu ce s-a terminat tentativa trecută, atunci când Curtea Constituțională a demonstrat foarte clar, printr-o hotărâre acestei autorități supreme, că guvernul trebuie să meargă după proceduri. Ori în acest moment, principala problemă pe care opoziția și în special platforma DA o pune public și tranșant în atenția publicului general, este că trebuie să oprim masacrul populației. Felul în care aceste autorități, în special doamna Dumbrăveanu, își
completează sau își îndeplinește funcțiile, este derizoriu, este mizerabil. Acest guvern trebuie să plece și singura soluție de a ieși din criza enormă de sănătate și de bunăstare este să schimbăm acest guvern. Noi am transmis mesajele noastre și așa după cum menționa și domnul colegul meu, Alexandru Slusar, suntem deschiși pentru a discuta în format parlamentar cu toate fracțiunile parlamentare, cu toți deputații, cu anumite excepții, evident, pe care dumneavoastră le știți, despre conturul viitorului guvern. Este singura problemă pe care trebuie să o abordăm. Totodată trebuie să spunem că nici o inițiativă a guvernului cu intenții bune, intenții nobile, nu poate să salveze de demisere, de demisie acest guvern. Pentru că noi am mai văzut și anterior, atunci când, de exemplu, cineva vorbește despre creșterea salariilor pentru profesori, în același timp cineva fură din economia națională, din proprietățile publice, din bunurile pe care le dețin autoritățile locale. Exact acest lucru se întâmplă în acest moment. Atunci când cu dulcegărie anumiți miniștri vor să ne vorbească despre creșterea salariilor cu 10% pentru medici, cu 20% pentru angajații din structurile de forță, cineva preia în mod abuziv proprietăți ale statului. Cineva încearcă să oprească investigațiile de bază pe cazurile de rezonanță. Cineva atentează asupra curții constituționale, așa cum, de exemplu, președintele Igor Dodon a înaintat sau a pornit o cruciadă pentru a reformata Curtea Constituțională, una din autoritățile fundamentale ale Ordinii Constituționale în Republica Moldova. Vreau să spun că noi eram pregătiți astăzi să votăm, să discutăm o listă lungă de proiecte care sunt cu adevărat importante, dar șmecheria pe care o incluso această majoritate de împlutură, nici măcar nu de conjunctură între PSRM și PD, au încercat într-un fel să ne prindă în ședința în plen pentru ca să-și promoveze asumare de răspundere. Ori așa ceva nu va merge, nu vom accepta. Noi vom discuta în continuare doar despre schimbarea acestui guvern, cu un guvern care să merite încrederea cetățenilor, un guvern european în care să prevaleze competența și meritele, dar care să fie responsabil politic față de Parlamentul care are în acest moment o altă majoritate politică. Sunt convins că în câteva ore vom începe formal consultările cu mai multe grupuri politice. Vă vom anunța, pentru că pentru noi contează foarte mult să facem acest lucru la vedere, cu maximum de transparență și în beneficiu cauzei. Iar cauza noastră este să scoatem din impas Republica Moldova, care este total izolată, în ciuda unor declarații congratulatoare din partea unor cinovnici. Trebuie să scoatem Republica Moldova din izolare, să-i aducem resursele de care are nevoie pentru ca să supraviețuiască economic și social și să schimbăm un guvern care în acest moment lucrează ca o echipă de politruci pentru interesele electorale al președintelui Dodon. Vă voi răspunde cu multă plăcere la întrebările dumneavoastră după ce va vorbi și colegul meu. Dragi concetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, îmi pun și eu întrebarea, ca și colegii mei, de ce ar trebui susținută această inițiativă a guvernului din moment ce și-a asumat responsabilitate pentru gestionarea pandemiei, un guvern care și-a asumat această responsabilitate și catastrofal a prăvălit această sarcină. Un guvern care a pus pe brânci economia țării. Un guvern care încearcă să readucă prin metode criminale ghidați de președintele Dodon, metodele criminale ale anilor 90 în prim plan. Când vorbim de această guvernare, avem în vedere și încălcarea flagrantă a drepturilor cetățenilor, lucru manifestat de zeci și zeci de ori. Instituțiile de stat, în principal instituțiile de forță, au devenit un element important în activitatea guvernului și în special a președintelui Dodon. Nu avem cum să susținem această tentativă, pentru că este una absolut ilogică și, așa cum am declarat deja, Platforma Demnitate și Adevăr, fracțiunea noastră, este gata să preia această guvernare. Deci ne asumăm, da, este adevărat și un mare risc, dar noi suntem oameni responsabili, oameni care, dacă am făcut o declarație, onorăm cele spuse.
Cu siguranță vom reuși, în urma unor discuții, vom reuși să găsim o soluție și țara are nevoie astăzi de oameni competenți, profesioniști, devotați cauzei unei țări democratice. Nu mai putem admite încă o dată revenirea, iar ultimele evenimente demonstrează că Dodon și acoliții săi vor readuce în prim plan, repet, acest lucru ca și ofițer, metodele anilor 90, iar eu sunt unul dintre cei care am cunoscut pe viu ce înseamnă anii 90. Cu siguranță vom răspunde la întrebările dumneavoastră, ca să nu vă furăm prea mult din timp. Vă mulțumesc. Întrebări. De astăzi consultări. Totuși, veți insista pe anumite și candidaturi și dacă aceste candidaturi sunt dumneavoastră, domnule Susă și domnul Igor Muntean pentru funcția de premier. Cum s-a vorbit? Așa am obosit să răspund la această întrebare, dar de dragul Axaniei am să răspund încă o dată. Noi, la toate consultările care noi am avut până acum, noi eram gata să avansăm mai departe, deoarece la noi era o ofertă foarte, foarte clară. Liniile roșiile care nu vreau să le repet, dar noi le-am spus. Și tot timpul noi spuneam, suntem gata să discutăm componența guvernului și programul de guvernare. Așa au fost în discuțiile cu colegii de la PAS, colegii de la Partidul Democrat. Și fiecare dată noi am fost opriți și ni se spunea că nu iese matematica, nu iese aritmetica și dacă nu iese, mai departe n-are rost de discutat. În situația din care colegii noștri vor să discute mai extins subiectul, să trecem deja la oferta concretă a platformei, da, cu candidaturile, cu garnitura guvernamentală, cu programul de guvernare, noi suntem gata să discutăm. În ceea ce ține de candidaturile prim-ministru, poziția noastră nu s-a schimbat. Noi, public, am vociferat 3 persoane și suntem gata să discutăm pe acest subiect. Adică, nu știu dacă spate mai explicit de vorbit pe acest subiect. Andrei Anastasie, Igor Munteanu și eu. Și nu cedați această funcție, nici PAS, nici Partidul Democrat. Noi ne-am asumat acest lucru. Eu, apropo, n-am văzut să-și asume. Noi înțelegem ce ne așteaptă. Noi foarte bine am calculat înainte de a lua această decizie. Eu am văzut acum și acest document, aceste modificări, rectificări la buget. Eu sunt foarte multe întrebări cum va fi acoperit acest deficit de 17 miliarde. Se propune încă 4 miliarde de împrumuturi. Nimeni nu atrage atenția la asta. Poate asta și scopul, să treacă așa ușor prin asumare. Noi conștientizăm gravitatea problemei. Noi înțelegem că guvernul riscă să fie unul provizoriu. Noi înțelegem că mai devreme sau mai târziu trebuie de dizolvat acest parlament. Și în aceste condiții doar cei de la platformă da și asumat guvernarea. Și mergem până la capăt. Domnul Bătrânci a anunțat că de luni PSRM introduce în discuții la Parlament proiectul privind modificarea Constituției care va interzice traseismul politic și alt proiect reducerea numărului de deputați până la 61. Și s-a adresat inclusiv și la platforma DA să susțină acest proiect. Sunteți gata să susțineți această inițiativă pe PSRM? Răspund eu, pe următor, mă mai completez deja. Cu 61 de deputați. Noi am văzut inițiativă similară din partea lui Plahotniuc, cu care el a spălat creierele oamenilor în februarie 2019 cu referendum care a fost împreună cu alegerile. Acest lucru necesită analiză profundă. Cei de la platforma DA au fost în 2015, au propus variantă cu 75 de deputați. Reducerea numărului până la 75, dar noi am avut calcul fundamentale, având experiență țărilor baltice, având experiență altor țări similare prin populația cu Republica Moldova. Toate aceste lucruri trebuie de analizat. Care ar fi numărul optimal? Și să nu apare această inițiativă în funcție de conjunctură. Când le trebuie ceva populism, și vin cu această ideea năstrușnică. Poate mai bine să discutăm să scoatem din articolul 46 a Constituției sintagma că toată averea se prezumă că este dobândită legal. Poate aici mai bine să concentrăm. Referitor la traseismul. Noi deja atâtea declarații am adoptat cu traseismul, atâtea lucruri.
Dacă schimbăm, eu înțeleg că se dorește poate să fie introdus mandat imperativ, care este în Coreea de Nord, în Cuba și încă în câteva țări. Înțeleg că domnul Bătrâncea tinde că Moldova să fie cam tot acolo, dar, iarăși, chiar presupunem că noi am introdus mandat imperativ. Noi am rezolvat problema corupției politice. Omul rămâne în fracțiunea Partidului Socialiștilor, nu a să plece că n-are dreptul conform Constituției, dar nimeni nu poate să vă oblige pe dânsul să voteze așa sau altfel. Și dacă eu vă lua culocul de la Costea Furculiță, el o să voteze așa cum spune Costea Furculiță. Dar dacă o să iei culocul de la Vlad Plohătniuc, o să voteze așa cum îi dictează Vlad Plohătniuc și mai puțin contează cum se numește fracțiunea în care eu se află. Este un populism ieftin și o disperare. Igor, vrei să adaugi ceva? Da. Se vorbește excesiv de mult despre faptul că gata, printr-o declarație pe care a fost adoptată de către la inițiativa Partidului Democrat, am terminat cu traseismul. Este absolut eronată discuția, pentru că acest principiu, 68, articolul 68 din Constituție, mandatul imperativ este nul. Este o instituție specială în constituționalism, care îl apără pe deputat să reprezinte interesele autentice ale alegătorilor. Din momentul în care un partid nu-l mai atrage, nu-l mai reprezintă principiile, el are tot dreptul să meargă, pentru că mandatul nu aparține fracțiunilor politice sau partidelor. El aparține, este transmis din partea alegătorilor către un reprezentant care se numește deputat al poporului sau deputatul Parlamentului Republicii Moldova. Doar Kim Jong-un ar putea fi foarte bucuros de această inițiativă a reprezentantului PSRM-ului dacă s-ar introduce această noțiune de mandat imperativ. În acest caz, doar Comitetul Central ar putea să decide cine reprezintă și cine nu reprezintă interesele publicului. Trebuie să înțelegem că această discuție este deraiată special de la agenda reală a publicului. Atunci când, de exemplu, publicul cere măsuri radicale pe domeniul economic, pentru că nu mai poate supraviețui, nu mai are pâine pe masă, atunci socialiștii încearcă să inventeze teme care nu sunt actuale și nu se referă la ceea ce face guvernul, pentru ca să-i prelungească existența, să-i mai dea o șansă, să aibă un guvern care să-i servească intereselor electorale în alegerile care vin foarte curând. Iar intrarea în alegerile viitoare cu acest guvern Chicu, care este o servietă a președintelui Igor Dodon, este o catastrofă. Să nu uităm de faptul că Igor Dodon a atentat personal la integritatea procesului de luare deciziilor la Curtea Constituțională, la numirile în CSM, încearcă să influențeze Procuratura Generală. Aceste tentative trebuie să fie curmate și ele vor fi curmate de un nou guvern care va fi dedicat apropierii noastre de Uniunea Europeană și de standardele care o definesc. Ce părere aveți despre faptul cum a fost semnată această cerere privind renunțarea la mandatul de deputat? Da, și dacă considerați că într-adevăr acesta a fost impus de a face acest lucru? Haideți să divizăm subiectul pe câteva elemente. Cum s-a produs această migrare, cum s-a întâmplat acest traseism politic peste câteva zile după ce a fost votată declarația de traseism, este un subiect. Și noi cu duiumul am văzut aceste exemple și cu părere de rău, așa a fost construit acest parlament, așa a fost alcătuit și în Partidul Democrat și în Partidul Socialist. Listele nu se făcea de către, nici nu măcar de Igor Dodon. Noi am văzut acest lucru și aici, în toate aceste discuții, dispute, nu este războiul platformei, da. Noi am spus și ne-am delimitat foarte clar. Dar este alt element. Este alt element. Metoda de influență și ceea ce s-a întâmplat alaltă ieri și ieri, semnarea primii cereri, pe urmă semnarea alte cereri, situația aceasta cu sequestrarea, deja acest lucru nu este glumă și iese din zona razborcelor între Plohătniuc și Dodon.
Acest lucru este periculos pentru securitatea statului. Acest lucru vizează pe fiecare cetățean că mâine poi mâine n-ați placă cum votează Alexandru Slusar. Și socialiștii o să aibă nevoie de un vot și risc eu, risc Igor Munteanu, risc Kirill Moțpăt, risc orice deputat. Dar și vorbim noi de ceilalți oameni? Adică Igor Dodon a procedat, eu repet încă o dată, ca un pahan care stă în fruntea unei grupări criminale și arată tuturor, după metoda lui Plohotniuc, preluată de la dânsul, doar cu metodele și mai primitive, demonstrează societății și, în primul rând, anturajul său, iată ce va fi cu voi. Dar asta nu este o gașcă internă a lui Gordon, totuși este vorba despre deputație, despre parlamentul, despre demnitare de stat. Acest lucru este inadmisibil, impardonabil. Acest lucru, din punctul nostru de vedere, urmează dacă noi am fi avut organele de anchetă autentice, trebuia de mult să fie autosesizată procuratura și să vadă ce s-a întâmplat pe acest caz. Și ultima, referitorul la cererea. Ce se va întâmpla cu această cerere? Noi nu știm cine o semnat. O semnat Furculiță, o semnat Vasea Bolea, o semnat Dodon, o semnat prin VIP, o semnat prin Popșoi. Noi nu cunoaștem. Dar în atarea circumstanță, cert este că noi vom vota acceptul dimiterei deputatului Gățcan doar dacă dânsul va fi prezentat fizic și va confirma faptul că el face acest lucru. Poate și acest lucru să fie făcut sub presiune. Dar fără prezența lui, mi se pare că ar fi o mare greșeală să votăm dimiterea lui. Da, cum dacă n-au cuvorum? Pentru a vota trebuie de pornit, trebuie de început ședința plenară. Ședința plenară poate să înceapă dacă sunt 51 de deputați. Vrei să adăugi? Doar două elemente. Sechestrarea unui deputat este cel mai grav caz care s-a întâmplat în istoria parlamentarismului moldovenesc după 91. Și acest lucru deja a trezit reacții extraordinar de dure din partea comunității diplomatice și a societății civile în general. Pentru că un deputat, când este băgat în bagajul unei mașini pentru ca să fie scos, pentru ca nimeni să-i pună întrebări de ce a trecut de la o fracțiune la alta și după asta înapoi, asta creează impresia unui totalitarism care este introdus în acest moment de Igor Dodon. Și ce se întâmplă? Câteva întrebări. Care este rolul domnului ministru de interne Voicu în evenimentele din data de 30, atunci când a fost împreună cu cei trei crai de la răsărit a PSRM-ului, pentru că se exercite presiuni și șantaj asupra domnului Gățcan. Iar pe data din 1 s-a comunicat despre faptul că dânsul a fost maltratat, a fost sechestrat într-un birou din Parlamentul Republicii Moldova, ceea ce în condițiile unei imunități pe care orice deputat le exercită și le deține conform Constituției este ieșit din comun. Procurorii ar fi trebuit imediat să se sesizeze, să vină să verifice împreună cu poliția și să pună la respect conform codului penal toți cei care cel puțin au intenția de a exercita presiuni sau șantaj asupra unui deputat, cu atât mai mult să-l sechestrez, să-l privez de libertate personală. Este cea mai gravă crimă. Și eu sper foarte mult că una din lucrurile de bază pe care noul guvern le va trasa ca priorități este să repună legalitate în toate lucrurile care țin de Ministerul de Interne, care țin de apărarea drepturilor și libertăților cetățenești, indiferent dacă se numește persoana respectivă Gațcan sau altfel. Libertatea umană este valoare de preț pe care noi, cei din platforma DAO, considerăm fundamentală pentru orice progres în continuare. Atât. Vă dorim o zi cât mai frumoasă. Mulțumesc.